și vine la misiunea propriu un an cu exerciții de matematică. Mai e cu banezele. Tu crezi că eu nu știu de unde vine, eu ca schimbată lumea. Dar eu nu fac ceva, că nu ne-a fost doar de tine. Uitați-l așa, la tine, la șmar de lingua. Să știi că am avut o discuție sâmbătă trecută cu nepoțica și cu copiii mei din state. Și am discutat despre tine în mod deosebit. Și le-am povestit, să știi până în America de tine, că au văzut pe filmuleț, au văzut cam ce faci tu acolo, să zic, e grozav copilul. Deci cum te bași cu te probleme, cât ești de rău, cât ești, cum mă pui pe mine la curgătură și toate chestiile astea. Să le spunem prietenilor noștri, de oriunde s-ar afla ei, din America, din Australia, din Canada, de oriunde, din Spania, mă, și din Italia, și din așa, ei să spună la toți prietenii că există Mario Carmin la Prof Online și face niște lecții foarte frumoase. De acord? Da. Și semestrul ăsta la fel se face. La se poate. Pune la fel. Deci, tema. Pentru acasă. Asta a treia. Bun. Ai ceva de întrebat sau s-a apuiat tu ceva pe vacanță, s-a învățat ceva? Da. Hai, mă spune, acolo ne-ai stat la o bere pe... probleme. Ai stat la o bere pe plajă, acolo la... așa? Ai dat o probleme. Ce s-a dat? Patru probleme, dar cu vaze. Să vedem, cu vază, cu flori, ceva sau cu ce? Nu știu. Albe, roșii și galbe. A, un buchet de flori. Deci un buchet de flori. Care are în compoziție albe, roșii, cu anotame, nu? Deci albe, roșii și galbe. Da. Deci, un buchet mare s-au amestecat acolo, la un loc, florile albe, roșii și galbene. Te rog. În total sunt 120. Deci, total, 120 flori. Bun. A plus. Albele. Plus roșie. Albele și cu roșii la un loc. Deci albele plus roșie. Fac 80. Fac 80 de flori. Da, albele plus roșii. Apoi. Atât? Mai dai ceva? Albe cu galbene 90. Albele plus galbene. Fac 90. Și mă întreb tu, câte sunt albe, câte sunt roșii, câte sunt galbe, nu? Bănesc asta, da? Deci întrebarea ta este asta. Roșiile, fără de roșii, sunt câte? Albele sunt câte? Și galbele sunt câte? Asta ar fi întrebările tale. Păi fii atent, ai și tu, și mai știi că total, adică albele și roșii, să spune și asta, prietenul ăsta, albele plus roșiile plus galbenele, în total sunt 120. Deci asta ar fi traducerea în relații matematice. La un loc, în total 120, adică albele plus roșii plus galbene fac 120. Aici, fii atent, aici. Am zis o idee acum. Știu ce. Constituții în mintea mea acum? Da. Nu știu. Adunați 80 cu 90, faci 170 și 170 minus 120, vă dă albe. Vă dă albele. Deci tu spui așa, că dacă le adun pe toate astea, adică albele, albe plus roșii, plus alb plus galbene. Deci, bă, ăsta să le adun. Spui tu, albe plus roșii, plus albe plus galbene. Fac în total 80 cu 90. 170. 170. De fapt, s-a întâmplat următorul lucru. 170. Că tu ai așa, eu mai am de desubt roșii plus albe plus galbene. Ce fac? Roșii plus albe plus galbene fac 120. Adică tu spui așa. Ăsta de aici și ăsta este 120. Și atunci rămâne albe. Deci din ăsta a doua este că albele plus 120 egal cu 170. Păi și șmecherie, mă. Și deci, facă 170. Acum, albele înseamnă ce? 170 minus. Albele înseamnă 170 minus 120.
Și face cât? 0 minus 0, 0. Da. 70 minus 20, 50. Așa. Și 100 minus 50. Așa, dăm în 50. 50 sunt albele, da? Da. Și cum află roșiile? Și? De unde se mă duc eu ca să află roșii? A plus R. Deci albe plus roșii fac 80. Ce mă duc, da? Fac 80. Deci albe plus roșii egal cu 80. Fac și cum 80. Albele sunt, cât? Albele sunt deja 50. Deci le este foarte bine. Că 80 minus 50. Roșiile egal 80 minus 50. Și face cât? Face? 30, da? Da, 30. Foarte tare. Acum galbenele trebuie. Galbenele minus leafă. Face 90 minus 50. Adică albele plus, se folosesc alții, de la astea asta, da? Deci albele plus galbene știu că fac împreună 90. Iar știam că albele sunt deja 50. Și atunci, din astea două relații, albele din 50, galbele înseamnă că sunt 90 minus 50. Egal 40. 40. Foarte tare, corect. Dar cum ai fost o problemă? Cum ai gândit-o? Ca și meteria așa cu lise, cum ți-ai gândit? Cum ai făcut o problemă asta? Când ai compus-o? Am făcut albele plus și plus galbele. Tot era numele astea. Ai luat albele 50. Nu. Am pus 40. Și am dat albele 50. Roșii 30. Și galbene 40. Deci tu ți-ai luat numele astea în culise. Da. Deci practic tu ai gândit așa. Deci ai luat în vară, tu numele care de, înainte de a amesteca florile. Și atât cum ai făcut. Cred că așa ai făcut. Dar nu spui. Tu nu-ți vin secretul. Tu ai luat în început 50 albe. Ai luat roșiile 30. Profesor, ce-am făcut? Cum? Ca să aflu roșiile, m-am gândit. 80 plus 90. Fac 170. Da, mă, am văzut cum ai făcut. Dar eu mă gândesc cum ai compus tu problema. Acum stând acolo pe plajă la o mere, cum ai făcut tu, cum ai gândit problema asta? Și eu vreau să aflu cum, ca să-i spun și prietenilor noștri. Eu înțeleg că tu ții la secretul tău. Nu vrei să divulgi cum ai gândit. Dar cred că în culise așa e zis. Ia să iau două albe 50. Vreau să mă dau cu 3. Toate se repete. Bun. Dar hai să te spune prietenilor noștri că văd că tot mă distrage atenția. Nu mă las să văd cum ai gândit. Deci albe la 50. Roșii ai luat 30. Galbene ai luat 40. Cât ai luat galbene? 40? 40. Și atunci ai zis, toate la un loc, le-ai adunat pe toate. Nu, dar am făcut 40. A, bine. Da. 40 că ai îngalat tu acolo. Dar ideea este că luând la început 50, 30, 40, le-ai adunat pe toate și le-ai dat albe plus groșii, plus galbene, e ca 120. Da, profesor, da. Mama mi-a dat, da, cu câte flori și am început să calculez. Am înțeles, mă, dar vreau să descoperim acum șmecherii din culisimă. Deci cum fac autorii probleme de acestea? Deci ei își iau numerele, n-am mai făcut șmecherii de astea, își iau numerele în culise, adică așa, deci știu numerele. Albe 50, roșii 30, galbene 40. Și în total le adună și mi-i dă 120. Deci, un buchet mare. Toate florile la un loc. 120. Dacă adun albe plus roșii fac 80. 50 plus 10, 80. Dacă adun albe plus galbene, fac 40, 50, 90. Și câte sunt de fiecare? Deci, să mergem înapoi, să pleacă de la problema cunoscută. Așa fac autorii probleme. Deci așa fac ei cu încălcul problemei. O lua numele cunoscute de ei, cât o crede. Și le-a dat pe toate, le-a dat numărul tot. Da. Când m-a durat două, câte două, și au dat răspunsul. Deci, mă, ăștia, la, numai ei acolo,
Numai ei când stau din vorbă, știi? Și zice, hei, în total sunt atât. Dacă adun pe astea două, albine și cu roșii, fac 80. Câte sunt din fiecare? Deci el știe câte sunt. Dar de acum, cel care îi dau problema, trebuie să pușească el să facă treaba asta. Da, deci, da. Aia care sunt mai slabe, trebuie să mergească mai mult. Păi, se treaba lor cum o fac acolo, cu să buciumă și cum trag din problemă. Dar noi acum suntem în etapa în care compunem probleme. Deci etapa asta, așa, cea mai frumoasă, este din compunerea problemelor. Da? Eu, acum, prietenilor noștri, oricât ai vrut tu să nu te desconspiri, eu le-am spus care e mecanismul și cum se compun problemele acestea. Da? Profesor, da. Azi la școală am luat FB la matematică. Dar nu se poate și altfel, asta e bun. Și la română. Băi, nu se poate să mai firme. Deci tu trebuie, dacă spui, ești pe internet și te văd oameni acolo și așa, cum să nu iei foarte bine. Deci este exclus asta. Hai să mai facem, între timp, facem un program. Mai bun. Acelea le-am priceput, credeți tot în stilul ăsta, nu? Deci sunt problemele acestea pe care le-ai propus în varianta asta. Acum, când te-am descoperit, care e tehnica, nu mai intra în discuție, e problema rezolvată. Dar trebuie să facem următoarea operație. Fii atent aici. 237 minus 419. Da? Din 419 scădem. Păi lasă-mă o pagină. Plus 573 minus 217. E da. Nu, profesor. Ce facem? Grație. 237 cu 573. Asta e. Ce-i pus să fie deoparte, ca să vedem și depozit avem, nu? Deci, de ce? 230. Da, da. Profesor, stați. Avem 10 unități. Deci, astea nu e bine așa? Așteptă, dar e bine așa. Dar vreau să fac. Nu, lasă vedem în fel ce facem. Deci, deocamdată, ăștia cu plus să fie aici, pe primul loc. Da. Și ăștia cu minus, care sunt datorii, îi punem la sfârșit. Minus 419 și minus 217. Vreau să complici și tu, că acum trecem la lucrări serioase, avem lucrări puternice. Da? Deci 237 plus 507, da? Scrie la început. 237 minus 400. 237 plus 517. Așa, plus 517, minus 419, minus 207. Și trebuie să calculez. Dar nu, vă ușca să înțeleg și eu, că îți zic că rămân mai în vârmă și nu mă descurc. Cum fac? Am răspunsul. Dar nu ai răspunsul? Da. Dar bă, dar vreau să știi toată lumea cum facem aici. Le punem pe astea care le-am dorit mâine sub baterie deoparte? Cât? Știu răspunsul. Cât face? 810. Aici au făcut 810, mă? Da. Uitați. 800. Domnul profesor. Ia, ia, ia. Ia, nu mă știu mai arată. Uitați. 30. Dar da, le iau unitățile de 70 cu 3. 70 cu 3, 810. Așa. 30 cu 70 au făcut 10. 100. 100. Așa. 600 plus 200. Așa. 800. 600 plus 200, 800. 800. Și cu 10 de la 37, 37 au făcut 810. 810, bun, bun. Deci 810. Și acum, minus 419 și minus 217. Cum le faci cu aici? Simplu. Cum, mă? Le adunăm toate. Păi, dar nu e de adunare. Că din 80 trebuie scădem. Din 419 și când scădem 217. Ce să scriu? Deci, ia scrie 810 minus. Deci face 810. Minus 419 minus 217.
știu dacă era, dacă era plus 800 și cu 400 ficeau. Aaa, da, nu îi scădere, ce vrei să facem, asta e. Cum să facem aici? Simplu. Cum? Le adunăm 419 și cu 217. Așa, mă, că-i datoria aceea. Cam două sunt, nu? Trebuie da. Scădute. Și de cât să muncești tu din asta scazi, când din rezultat să scazi, ai cam datoria de o parte sau una. Deci faci de o parte. Poate face 600 și din rămâne tot 3. Plus 217, ceva? Ei, se văd aici, hai că nu mai ești. Vină tot la tabă să mă arăți că nu mă descurc. Că am așteptat tot. Așteptați. E? Aștept. Știu că va da 16. Așa, 6 și 10 o păstrez de buzat. Este egal cu 30. Așa. 36. 200 și 400 egal cu 600. 636. Practic avem de făcut ce? Din 810, acum să scădem pe 636. Da? 810 minus 636. Poți să fac singur? Și după aia vă zic, fă singur acolo, dar eu ce fac în timpul ăsta? Cum vă ce zic? Vă aștept. Zic tare ca să văd și eu. De 7 nu se poate, ne promutăm. Da. 10 minus 6. 10 minus 6, 4. 4, la mâncăs, da, nu înțeles. 0 minus 10, 0 minus 30 nu se poate. Ne promutăm de la 800. Așa. Face 790. Deci au rămas acolo cât? 700. 700. Dar aici cât este acum? 90. Nu? Sunt 100. Sunt 10 de ani de 10. Nu sunt 9. Că noi încă ne-am împrumutat. Dar tu ai dreptat? Nu. Au fost urmă aici. Au fost urmă. Și a devenit el 0 când ne-ai înscăpat prin 6 pe 10? Da. 4. Și acum era 0 aici în locul lui, nu? Da. Și vine, n-ai ce faci, ai ceva, are, îți dă 100. 100 înseamnă 10 de ani de 10. Deci sunt 10 aici. Când ai luat 100, ai făcut 10 de ani 10. Și atunci zici, din 10 scădem pe 3. Nu 9. Egal 7. Așa. 7, 10. Ai înțeles tu că tu te poți? 274. Noi? Noi 200. Cât e? 100. 100? 74, pentru că ne împrumutasem de la 800. Da? 174. Deci corect este, răspuns corect este 174. Deci ce șmecherea a fost, hai să înțelegem așa. La operația asta s-a destul de grea. Dar voi, voi cu cum să faceți? După profesor mă faceți la cu 1, 2, 3, 4, 5, minus, plus, minus, plus, minus. Vreți să faceți 110? Da. Bun, facem cum e atât. Până la 50. Da, ideea este deșteaptă. Uite că ce am făcut aici. Am, ăștia am pus toți deoparte, nu? Da. Și cei cu minus, la sfârșit. Adică, tu zici să facem așa. Hai să zic că 1 minus 4 plus 3 minus 7. Deci, plus 5 minus 10 plus 7 minus cât am zis eu aici, da? Minus 13 plus 9 minus 16 plus, plus 11 minus 19 și plus, la sfârșit, plus 47. Egal. Nu mi-ai dat șmecherii. E din 3 în 3. Cum? E din 3 în 3. Nu mai așa. 1 plus 3, 4.
te mai interesează. Simplu. Cum? Vino și mă fac. Vino la treabă. Dacă ai două idei. Un, patru, cinci. Care e unul? Care e unul? Patru. Să rândă e scăzut, unul scăzut patru. Ce face aici? Hai, mă! Da. Ce plăți? Unul cu patru, cinci. Cinci minus cinci, zero. Care e unul cu patru, mă? Ăștia. Păi, dar unul scăzut patru. Da, nu poți ala, pentru că asta nu-i datorie. Da, 5 cu 1, egal 6. Așa. 6 minus 4, 2. Plus 2 cu 7. Greu, dar e greu, mergi. 9. Dar nu-mi primi. 9 minus 7. Nu mă descurc. 9 minus 7, 2. Băi, mame, înțelegi, băi, nu pot să urmăresc, nu pot să urmăresc. Dar profesor... Nu pot urmări, mă. Ba, da. Hai să facem prostia, mă. Gata, 10 minus 7, 3. Nu, nu-i 10 minus 7. 10. 10, ești la 7 adună, ăsta e cu adună. De ce e? De-aia spuneam, cei cu plus îi dâni și mă prim plan. Toți cei cu plus și cei cu minus la sfârșit datorii. N-am văzut așa? Așa. 3, 4. Da. Hai să-i scriem, ca să vadă tot omul. 1 plus... Da, sterg eu dedesubt, nu? Nu crezi că e bine să sterg eu? Dedesubt? Hai, gata, ăsta-i planul. Ăsta-i cu plus. Ăsta-i... Așa trebuie gândit, ca fel, ca și mai înainte. Că dacă e om așa amestecat, ne nebunesc, nu descurcăm. Aici e toată povestea. Deci e ca cu cine? 1, vorbește tu, 1. 1 plus 3. Da. Plus... Plus 5. Plus 5. Plus... 7. Da. Plus... Plus 9. 9. Plus... Plus... Să las... 11. Da. Și plus 20. Plus 47. Plus 47, da. Plus 47. Ultimul, da? Minus. Minus cât am. Hai să zic. Da. Să facem adunare. Hai, da, să explici și pe ceilalți. Profesor, poți face un plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. E ușor. Da, secundă, secundă. Dar să terminăm exercițiul. Deci minus, minus toată datoria. Hai să-i punem. Mă las singur exercițiu și fac. Profesor, vă dau da. Rezultatul. Lasă-mă, dați primă, minus 4. 4. Mă, lasă-mă, mă, din nou, mai să nimeni. Deci minus 4, minus 7, minus 10, minus 13, minus 16, minus 19. E ca acum. Acum da. Dăm rezultatul pe fața asta acum. Și toți. Așa. Ăștia sunt deștepți. Ia fă-l tu așa. Șmecherii.
11, 12. Deci asta o dată 12, o primești. 13 cu 9, 12. Așa. 5 cu 7? 12. Câte echipe de 12? 6. O dată 6. 36. Deci vezi deodată. Deci egal cu 36 plus 47. Deci 36 plus 47 minus acum. Ia să vedem cum se face cu scăderile astea. Cum? 4 cu 9. 4 cu 9. 19. 4 cu 19 și 23. Deci asta a fost până la 23. 7 cu 16. Așa. 23. 23. 10 și 13 și 23. Așa. Câte echipe de 23 ia? 69. Minus 69, da? Deodată, minus 69. Și egal cu? 69 minus. Mai întâi, hai să le adunăm pe ăstea 2 cu plus. Deci 36 cu 47. Cât face? Așteptați, 83. 83, am văzut data trecută, 83. Minus 69. Și face cât? 83, minus 6, poate. Deci nu 6. Vă dau 6. Cum? 3, 3 zici că sunt 9. Egal cu 4. 4. 14. 14. Rezultat final 14. Fii atent. Ai văzut șmecheria? Practic eu ți-am creat condiții ca pentru o parte din ei să meargă frumos. Dar când te-ai dus pe primul plus 47, nu lucra. Că facea 48, te-am trecut și cu 11, trecut și cu 11, nu se mai leagă. Nu mai face 48. 47 este încurcă. Numai până aici trebuie să vezi. Ei merg din 2 în 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Și atunci, 1 și 11. Da? Deci, practic, nu merge în pare, corect? Ei, și în felul ăsta tu ai văzut câte echipe din 12 ai făcut. Ca altfel că le adun tu așa, ai văzut câte muncit. Băi, dacă îți dădeam și mai mult, îți dai seama, era și mai greu. Dar de aceea, la matematică, trebuie să te prinzi foarte bine de șmecherii. Deci trebuie să fii pe fază la șmecherii ca să poți să prinzi exercițiul. Da. În final, este important, foarte important, când avem exerciții de acestea, da, să știm să ne organizăm. Așa fel încât să facem rapid calculul. Care-i nouă, dacă să-mi spune și prietenilor noștri? Când au operații de astea lungi, avânări și scădere, și amestecate. Da. Uite, când avem adunări și scădere, sunt amestecate. Deci adunări și scădere, când sunt amestecate, atunci facem așa. Cei toți care sunt cu adunări, le punem în prim plan, în față. Cei care sunt cu minus, îi lăsăm la sfârșit. Și facem adunarea ca să vedem depozitul total. Să vedem cât e mai mare portalul. După care scădem adunând pe ăștia datoriile care sunt toți cu minus, îi adunând pe ei. Și dacă sesizăm la momentul ăsta că iau o calitate, să facem șmecherii la adunare. Șmecherii. Adică nu adunăm așa la unul după altul. Da. Ci adunăm după șmecherii. Cum am văzut pe ăștia ca o șmecherie, că dacă se adună acolo la 12, ce deșteaptă ideea și a fost trei echipe de astea. Și la fel și în partea toată. A mărit ritmul. Dragilor, să le spunem așa. Dragilor, ori de câte ori, care e legea de astăzi care învățăm? Când avem un exercițiu foarte complicat, cu mulți termeni, adunări și scădere, foarte dificil, atunci ne organizăm treaba. Domnul profesor, unde avem test? Unde aveți test? La matematică. Adunări și scădere. Adunări și scădere. Păi ești tare acum, îți dai seama că poți să-ți dea doamna învățătoare acolo niște ieșiții, cât o fi de complicat, tu știi ce să le faci. Deci dacă sunt adunări și scădere în ieșiții acela, nu o să-ți dea așa ceva. Copiii nu știu să facă, mai nu știu. Adică, da?
amestecat, dar n-ați vedeți, n-ați scăzut. Dar tu acum ești cu fusul rar, de amestecat. Acum tu trebuia să dormi la ora asta. Și cel mai greu este când venim de acolo înapoi. Da? Deci când ne ducem acolo, merge, durează mai puțin și te încadrezi de repede. Dar la întoarcere este cumplit. Câteva zile este cumplit. Noi pățeam așa și tot timpul când veneam la copii, suntem la chestia asta. Adaptarea aici este mai dificilă. Așa că este explicabil de ce el acum sunt de la mine și nu focusează foarte atent, pentru că este perioada de somn. Da? Eu vorbesc și tu dormi, da? Bine. Hai să ne întoarcem. Deci, dragilor, când aveți așa adunări, scădere, adunări, scădere, cu plus și minus, plus și minus, toți cei care au pus în față, îi băgați în prim plan. Dacă ăsta aici nu are primul niciun semn, este de subînțeles că e cu plus. Deci, cel cu care se pornește, n-are semn, înseamnă că e cu plus, am lăsat aici, și toți ceilalți care descoper pe traseu cu plus în față, îi aduc aici în prim plan. Da? Îi aduc în prima poziție. Da. Cei care sunt cu minus datoriile, îi pun la sfârșit. Și iată, minus 4, mai minus 7, minus 10, minus 13, minus 16, minus 19. Și văd cât am în total ăștia cu plus, urmă, de o parte calculești pe aia cu minus, toți cu minus, și ce fericit ești tu când în final îi găsi tu găsești mult mai repede. Dacă ai fi început să încerci să faci așa cum îi găsești în ordine, nu te descurci, că 1 minus 4 nu se poate. De urmă, 3 minus 7 nu se poate. Dar dacă ți-i aduci pe toți cei cu plus în prim plan, adică îi pui pe prima poziție și îi rezolvi. Cei care sunt cu minus la sfârșit, autorul când bolfește ieșițul, are el grijă ca să meargă ieșițul bine. Da? Așa că, iată ca temă, pentru mâine, ce cât mai avem, câte minute mai sunt? 0. Gata. Astea cu 6 minute. 6 minute? 5. Păi doar o vizitare, ce se întâmplă? Dar nu vine astăzi, mai bine zi, mai bine. Înțeles, nu așa, deci îți dau, îi dau în male ieșițul și pornem în tatea a lor. Deci e vorba de următorul, să zicem așa, 3 minus să zicem, minus... 7 minute. Lasă-mă, mă concentrez aici până mă lași. Hai să dau așa. 375 minus 423 plus 529 minus 474 plus 291 minus 319 plus 1000 plus 1000 și egal cu semn de întrebare. Atât. Și mai și încă o problemă. Hai să mai și o problemă în care să avem 9 vile cu compoziția 3 camere și 7 camere. Ok. Câte probleme îți faci? Da. Două probleme. Două probleme. Patru mere. Nu știu, de 4 în 4, de 3 și 7, da? Da. Ai văzut diferența? Numărul maxim, numărul minim, cum știe cum să faci? Asta e tema pentru data aceea. Da, hai să vedem, să le spunem prietenilor noștri ce trebuie să facă. Să vă abonați la Prof Online și să spunem la
la toată lumea și la copiii voștri. Și la copii, și la prieteni, și la colegii voștri, da? Se spune să dea like și share, nu? Da. Asta e foarte important. Da. Așa. Și la toți cei pe care îi știți și nu îi știți, da? Da. La revedere! La revedere!